gata străzile deșarte, se împreună în tainic rut. Ne vom urca peste o clipă într-un vehicul nevăzut. Mai ștergem zaua ruginită, așează-mi chivăra mai drept. Și vezi de ce nu vine carul cu cavalerii ce aștept. Să-mi cârpești mătasa întunecimii de pescut. Te luminează degetarul dintr-un metal necunoscut. Mai ștergem zaua ruginită, așează-mi chivăra mai drept. Și vezi de ce nu vine carul cavalerii ce aștepte. Bună seara, doamnelor și domnilor! Ei, doamne, am trăit și ziua asta, s-oprind când acest album nou, Leonid Is Love, pleacă în lume de pe picioarele lui singur, îi dăm drumul din lesă, gata. Vă mulțumesc tare mult înainte de toate că ați venit astă seara aici, că sunteți alături de noi. E o seară foarte importantă și e importantă din mai multe puncte de vedere, pentru că există un om care în 1973 mi-a pus în brațe poezia lui Dimov, mi-a pus în brațe un volum de versuri și și-a dorit ca un număr de 6 cântece din spectacolul Zvanevit al lui August Strindberg, pe care îl monta la Brăila, să fie toate pe versuri de Dimov. Și așa am avut primul meu contact cu poezia lui Dimov, iar acest domn se numește Alexandru Tocilescu și îi mulțumesc tare mult pentru asta și o fac astăzi, 29 noiembrie, când se împlinesc 10 ani de când Toca s-a hotărât să plece pe alt drum. Nu e foarte vesel niciodată când un om pleacă pe un alt drum, dar important este că lasă în urmă niște lucruri absolut extraordinare. Și acest triunghi care s-a creat în acel an, în 1973, iată că m-a urmărit nici mai mult, nici mai puțin de 48 de ani,
câți au trecut de când m-am hotărât să fac acest album. Ar fi trebuit să-l fac mai de mult, tot ca tot îmi spunea, hai mă, scoate și tu dimovurile alea pe un album să fie acolo, pe un disc. Sigur, eram mai tânăr, aveam alte priorități, mă gândeam la alte alea, voiam să fac permanent altceva, căutam, ziceam, lasă că Dimov mai poate aștepta, o să-i vină rândul. Și iată că i-a venit rândul. Ca orice lucru, cred din ce în ce mai tare că orice lucru are un timp al lui când e să se întâmple. Și așa a fost și cu acest material care s-a întâmplat anul acesta. Deci ce pot să vă zic este că le mulțumesc lui Toca și lui Dimov pentru că, iată, m-au făcut să caut printre rânduri muzica acestor 12 cântece. Mă bucur că am găsit-o și mă bucur că vă împărtășim astă seară. Sigur, nu vor fi toate cântecele. E o seară în care am zis doar așa să vă zgândăr un pic, să vă fac să luați acest material, să citiți cărticica pe liniște și să ascultați muzicile când aveți stare și chef să faceți acest lucru. Așa că o să vă cântăm doar câteva cântece de pe album, o să vă mai povestesc eu una alta și aș vrea să încep cu niște oameni cărora trebuie să le mulțumesc pentru că s-a întâmplat acest lucru. Încep prin a-i mulțumi că se află alături de noi unei doamne care în 1973 a fost aleasă de Toca să joace rolul principal, avea foarte puține ani pe vremea aia și se numește, și îi mulțumesc încă o dată că este alături de noi, Catrinel Dumitrescu. Doamna Catrinel Dumitrescu. Da, i-am trezit nostalgia, am rugat-o să-și amintească lucruri frumoase de acolo, din acea perioadă minunată. Apoi vreau să le mai mulțumesc pentru că în carte sunt niște oameni care și-au aplecat un pic privirea spre acest material și spre aceste cântece și m-au creditat, mi-au acordat încredere, au fost alături de mine și vreau să-i mulțumesc doamnei Marina Constantinescu, foarte tare. Aș mai vrea să-i mulțumesc domnului Ioan Cristescu, care a scris un lucru foarte frumos despre Dimov. Tot dânsului îi mai mulțumesc și pentru găzduirea de astă seară aici, în această clădire somptuoasă a Muzeului Național al Literaturii Române, dar îi mulțumesc și domnului Marius Bodochi pentru găzduirea în această sală care se află în incinta Muzeului Național al Literaturii Române. E vorba de Teatrul Dramaturgilor Români. Apoi mai este un domn în sală căruia vreau să-i mulțumesc pentru vorbele frumoase pe care le-a scris în încheierea acestei cărți, domnul Aurel Mitran, și lui îi mulțumesc în mod special pentru faptul că a dat acest titlu minunat al acestei povești, lui aparține, el l-a născocit, el a avut ideea acestui joc de cuvinte, așa că îi mulțumesc pentru tot ce s-a întâmplat de-a lungul anilor, pentru că sunt foarte mulți ani de când ne știm și de când lucrăm împreună și de când, iată, e al doilea album la care dânsul îmi dă un titlu foarte isteț. Primul a fost Iatoși Baladist, tot un joc de cuvinte, iar acest Leonid Izlăv este al doilea titlu bazat și plecat tot de la un joc de cuvinte. Vreau să le mulțumesc foarte tare prietenilor mei care sunt aici pe scenă și care au făcut un tur de forță în a înregistra acest album. Vreau să vă zic că acest album este un record pentru mine, cred că și pentru ei. E imprimat într-o lună și jumătate, ceea ce nu mi s-a întâmplat niciodată până acum, pentru că trebuia musai să-l scoatem astăzi și atunci, apucându-ne târziu de povestea asta, a fost un mare, mare tur de forță și vreau să le mulțumesc în ordine domnului Sorin Voinea, care se află la clape,
domnului Virgil Popescu. Dânsul a semnat și aranjamentele acestui album, domnului Relu Bițulescu, care se află undeva în spatele meu, domnului Răzvan Mirică și prietenului nostru care a fost invitat special pe acest album, domnul Liuben Gordievski. Îi mai mulțumesc foarte tare domnului Victor Panfilov, care a fost eroul acestor înregistrări. Cred că mă urăște sincer și dezinteresat, pentru că a fost, credeți-mă, că a fost un mare tur de forță ceea ce s-a întâmplat ca să apară această poveste foarte frumoasă. Pentru că e o poveste, cap-coadă ea e o poveste. Ce să vă mai zic? Vă mai zic așa că mai există doi oameni în viața mea de o vreme care mă suportă, mă ajută, mă împing de la spate, mă motivează, mă sprijină în mai toate proiectele pe care le fac și asta este o treabă extraordinară, pentru că în primul rând mă obligă și obligându-mă mă apuc și mai tare să gândesc că lucrurile trebuie să fie bine făcute și să rămână pentru voi toți. Și ei sunt doamna Marta Maria Mocanu, care îi mulțumesc tare mult, implicit firmei domniei sale BES, și domnul Doru Bilciurescu. Cred că a cedat nervos și n-a mai venit. Ah, scuze, Doru. Ok. Îi mulțumesc tare mult. Dânsul se ocupă... El a cântat. A fost toboșar, nu? Greșesc? Mă rog, tot aia. Și atunci de ce ai în birou o pereche de bețe de tobe? Am înțeles. Scuze. Ok. Deci el a cântat și are un suflet de rocker așa pe care îl poartă până la... și o să-l poarte mereu, cred că toată viața o să-l poarte. Și ne leagă și lucrul ăsta, faptul că a avut mult de-a face cu muzica în tinerețea lui, după care s-a făcut om serios, s-a apucat de afaceri și cred că drumurile merg mult mai bine înainte. Mai mulțumesc doamnei Petruța Ispas, că ne ajută să scoatem în condiții foarte bune mai toate materialele astea. E o seara mulțumirilor, să știi că eu mai am așa un pic de mulțumit, după care plecăm, că asta a fost tot. Mai mulțumesc întregii echipe tehnice de aici, de la Teatrul Dramaturgilor Români, lui Bogdan și lui Andrei, la mulți ani Andrei pentru mâine, Andrei la Lumini, iar Bogdan este regizor tehnic și ne-a stat cu ochii pe noi aici, ne-a pus la îndemână tot ce am avut nevoie și le mulțumesc pentru asta. Și mai mulțumesc lui Tudor Bâlcu pentru echipamentul de sunet și echipei sale pentru tot ce a făcut și face ca să ne auzim și să ne vedem cât mai bine. Dacă am ratat pe cineva, îmi cer iertare, am și o vârstă, sau cum spune un prieten al meu, senilitatea n-are vârstă, așa că o să puteți să mă înțelegeți. O altă întâlnire foarte frumoasă legată de acest dimov a fost cu un domn care nu e astă seara aici, e și greu pentru că dânsul este actor la Teatrul Național din Cluj, și care a fost alături de mine atunci în 1973 la Brăila, el fiind tot brăilean de meserie ca și mine. E vorba de domnul Cornel Răileanu și care, culmea, după atâția ani, acum joacă într-un spectacol al doamnei Ada Milea, unde culmea bate tot la tobe. Da. Lucrurile sunt făcute ca să meargă într-un ritm al lor, într-o poveste a lor, într-o stare a lor, într-un timp al lor. Și asta e bine pentru că atunci
lucrul ăsta pe noi ne scutește să ne preocupe când, cum și în ce fel să facem ceva. Ele vin de la sine. Cred că e momentul să cântăm. Până una alta, da, mai vreau să-i mulțumesc lui Marinică Eremia, care mă suportă destul de greu în ultima vreme, și fetelor mele care m-au ajutat, în mod special Marie, care m-a ajutat astăzi aici la, și la conferința de presă, și Natașei. Și bineînțeles, i-am lăsat, nu intenționat la urmă, dar asta este. Le mulțumesc din toată inima și sper să ducă mai departe măcar o amintire nepoțeilor mei, Alexandra și Thomas. Asta. Deci procedăm la treabă, vă cântăm de acum încolo. Orașul în cadril de mucava, zăceam frigurat la cinema, iar străzile duceau povere de șoapte, doar între pauze la 5 și 7. În piața cu celebru nume șfab, creștea până la cer un baobab, cu fructe crocase, cu bodeci, cu terenul de sire fiuțin prin crengi, cu gări albastre în care stam zâmbind, astă de vezi pahare cu absint. Și povesteam din viață și râdeam de peștii care ne priveau din geam, de peștii care ne priveau din geam. Seara aceea în care nori duioși au oglindit lătraturi de cocoși, iar medici de zăpezi cu nume șpap, zăcând lângă bolnave în baobab, în piața cu celebru nume șpap, creștea până la cer un baobab, cu fructe pe casă, cu poteci, cu terenul de zi de fiuțin prin crengi, cu care albastre în care stau zâmbind, de vezi pahare cu absint. Și povesteam din viață și râdeam de peștii care ne priveau din geam, de peștii care ne priveau din geam. Aceste două cântece pe cu care am început, special m-am gândit să începem cu ele, și Voiajul și Destin cu Baobab, ele au mai apărut pe un album în 1995, un pic altfel cântate atunci,
Se chema Voiaj, chiar Voiaj se chema albumul și nu știu de ce le-am ales, am paste atunci să le cânt și altele nu, dar asta este, sunt multe lucruri inexplicabile care ni se întâmplă. Domnilor? Ce vechi sunt vorbele de pluș, și încă n-au murit destul. Hai dați-vă pe dedeluși, Seneca, Cicero, Catul. Am sănii roșii, sănii gri, cu clopote sunând în drum. Sănii de noapte, ori de zi, cu lampioane și parfum. Dacă mai vreți, vă mai aduc în ganii străvezii cu basm, brigand străind într-un papuc. Ori poate însuși pe razm, să vă șoptească la urechi, bat jocuri fine de atunci. Iar voi pieriți în vorbe vechi, să dați din mâini ca niște prunci. Frumoase poezii, foarte frumoase. Da.
mergem mai departe cu povestea și da, am amintit acum de desenele care existau pe mai toate cărțile ale lui Leonid Dimov, semnate de Florin Pucă. Și îmi pare tare rău că nu am avut nici timpul necesar și nici dotarea tehnică de a umple toată scena asta cu desenele acelea, pentru că sunt într-o lume absolut fantastică și ar fi creat un decor cât de cât virtual, sau mă rog, un decor pur și simplu, dar foarte adecvat poeziei dimoviene și sigur va fi impresionat. Nu știu dacă domnul Mircea Dumitrescu este în sală. Îmi pare rău că a plecat. Dar oricum îi mulțumesc foarte tare pentru vorbele frumoase pe care le-a scris atât despre Dimov, cât și despre Florin Pucă. Hai să vedem alt cântec, să vedem dacă vă place, eu știu ce să zic. Nu mai știu nici eu. Ai venit, am privit și a nu mă mai cunoaște. Ochi de zeu din miază zi, scos un clopot de Paște. Află că avem fantezii, când lumina veche naște. Umbre pe pereți pustii și o asină de Paște. Și mai află că într-o zi, cu flori veștede și moaște, monștrii sumbri vor veni, rode negre, ploi cu broaște. Află că avem fantezii, când lumina veche naște. Umbre pe pereți pustii și o asină care Paște. Rădaște, care muri ce vom fi, însetați de a cunoaște. Ai venit, am privit și a nu mă mai cunoaște. Ochii de zeu din miază zi, scos clopote de Paște. Ai venit, am privit și a nu mă mai cunoaște. Ochi de zeu din miază zi, scos sub clopote de Paște. Mulțumesc tare mult! Nu vă ascund că mai sunt și alți ochi pe noi, pentru că
doamna Iulia Radu, prezentă în sală, ne transmite în direct această întâmplare pe pagina mea oficială de Facebook. Așa că am zis că în această perioadă nu foarte fericită pe care o trăim, în care suntem ușor îndepărtați unii de alții, poate nu era ideea asta de a putea fi alături de noi, măcar așa prin intermediul spațiului virtual și alți oameni care și-ar fi dorit să fie aici în sală. Îi mulțumesc doamne Iulia pentru chestia asta și domnului Andrei Partă și îi mulțumesc, care preia în același timp și dânsul întâlnirea pe care o avem astă seară. Încotro, o să vedem. M-am uitat, unii au de mici piciorul plat, alții de geacuri ce sunt din tată, în fiu scutiți, sunt de armată. Tot așa grad când a păsat, de civilizații ne-am îndepărtat, de civilizații ne-am îndepărtat. Am trecut de insul de Maiorca, a rămas pierdută râpă de morca. Din viteză.
știți ce o să fie la gura lui Virgil Popescu după ce terminăm întâlnirea. Am greșit și asta se întâmplă. Sigur că în mod normal, orice om normal la capul lui nu greșește pe un cântec al său. Ei bine, eu am și reușit lucrul ăsta. Da. Vreți să-l mai cântăm o dată? Discutăm noi. Da, îmi zice, discutăm noi acasă. Și pentru că foarte curând, mă rog, important este să-mi cer scuze vis-a-vis de dumneavoastră și să plec cu sufletul în păcat că nu îmi purtați pică pe chestia asta. Da? Nu. Da. Nu forța ok. Să-l mai cânt o dată, dar poate îl învăț cu ocazia asta. Ajunul din copilărie, cu lumânări și brad frumos, stând pe genunchii mamei, închis ploapa somnoros, nici-o nu ia în sac cartea atâta doar de colorat și-o pasăre de gumă ca să te uiți la ea extaziat. Ajunul din copilărie, prea iute dispărând în zbor, abia te joci și râzi, și iată ți se spune somn ușor, ți-aduce mama o felie de pâine să te liniștești, și cu felia în mână intri în visele copilărești. Ajunul celor maturi, daruri de câte oare nu-ți va da, vechi amintiri bătând din aripi, vor poposi în preajma ta. Ajunuri vechi și frunți plecate, s-au ștescut timpii fumurii. Îmi place jocul de lumină
din jocurile de copii. Asta pentru că vin sărbătorile, pentru că vă spunem de pe acum să aveți un Crăciun liniștit, cu multe bucurii și căldură în suflet, să vă dea Dumnezeu toate lucrurile bune să vi se întâmple, pentru că o meritați din plin. Povestea noastră se cam apropie de sfârșit. Și aș mai vrea să mulțumesc foarte tare unui om care a primit cu... aveam emoții, nu vă ascund, dar a primit cu brațele deschise această idee de a se întâmpla acest Leonidas Love. Și eu știindu-l de foarte, foarte multă vreme, aveam așa un sentiment că trebuie să-i spun că vreau să fac lucrul ăsta, că trebuie să-i spun că e bine ca el să vadă înainte ce se întâmplă aici pe materialul acestui album, mai exact în carte m-a interesat cel mai tare. Și pentru asta îi mulțumesc domnului Alex Tocilescu, care este în sală. Așa că dumneavoastră vă mulțumesc încă o dată și alături de mine Liuben Gordievski, Răzvan Mirică, Relu Bițulescu, Sorin Voina și Virgil Popescu. Vă mulțumim încă o dată pentru întâlnirea de astă seară și sperăm să ne vedem cât de curând. Eu promit până atunci să-mi învăț cântecele și... abia aștept să ne întâlnim și să cântăm și să povestim mai multe. A fost așa ca de final de noiembrie și început de decembrie, când toate lucrurile se așează mult mai bine în sufletele noastre, când facem bilanțuri, când tragem linie și socotim ce a fost bun sau ce a fost mai puțin bun în anul care tocmai trece. Și tot ce pot să vă zic este că până la următoarea întâlnire o să vă duc dorul. Vă mulțumesc tare mult! Acasă când stă mai mult sub pat. Ușa e dată, brasca e nouă, viața romană, numărul nouă. Ușa e veche, brasca e nouă, viața romană, numărul nouă.
și o chitară de sigur. Și un ceas se căznește să bată, afară e vânt, ferestrele sunt tăiate din aceeași bucată. E destul de mică camera mea, dar am cap toți prietenii mei în ea. Stau în picioare, șasează pe jos, în rest sunt cu minți și vorbesc frumos. Așa că banu sus, dacă lua, piața romană, numărul 9. Așa că banu sus, dacă lua, piața romană, numărul 9. Și încă o dată, așa că banu sus, dacă lua, piața romană, numărul 9. Așa că e destul de mică camera mea, dar-n cap toți prietenii mei în ea. Stau în picioare, se așează pe jos, le sunt cuminți și vorbesc frumos. Așa că vino sus, dacă plouă, piața romană, numărul 9. Așa că vino sus, dacă plouă, piața romană, numărul 9. Așa că vino sus, dacă plouă, piața romană, numărul 9. Așa că vino sus, dacă plouă. Vă mulțumim mult, să vă dea Dumnezeu sănătate. Thank you.